creștere. Laura, lucrurile sunt cumva amestecate. Sigur că această veste a creșterii de salarii bucură bugetarii, însă bugetul, pe de altă parte, e în acest moment cu sacul aproape gol. Dar explicăm imediat. Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță care vizează majorarea salariilor bugetarilor cu 10% în acest an. Această majorare este împărțită în două tranșe de câte 5% fiecare. Majorările vin însă într-un moment, cum spuneam, sensibil, în plin an electoral, înainte de alegeri importante, iunie și septembrie. Totuși, propunerea survine în contextul în care guvernul amânase anterior o restructurare a cheltuielilor bugetare și măsuri de austeritate pentru sectorul public, făcând doar ajustări pentru sectorul privat prin eliminarea unor facilități și creșterea ale taxelor, arată economedia.ro. Conform proiectului, salariile vor fi majorate pentru diferite categorii de angajați din sectorul public, inclusiv cei din instituții de cultură, Registrul Comerțului, diplomați, apărare, primării și alte instituții finanțate din venituri proprii ale guvernului și Parlamentului. Interesant este că unele dintre aceste categorii de angajați au fost recent implicate în mișcări de protest. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat că majorările sunt direcționate în special către categoriile cu venituri foarte mici, afirmând că vorbim despre o creștere de 5% acum și 5% mai târziu. În același timp, proiectul propune o limitare a sumei de 500 de lei pentru decontarea ochelarilor pentru bugetarii care lucrează cu ecrane sau calculatoare. În schimb, statul va acoperi costurile unui consult oftalmologic. Această măsură a fost justificată de premier ca fiind o cerință europeană pentru toate categoriile de salariați, subliniind că guvernul trebuie să aibă o abordare cuprinzătoare în acest sens. În ciuda inițiativelor de ajustare a veniturilor și cheltuielilor, România se confruntă, arată economedia.ro, cu o situație, cum spuneam, fiscală destul de dificilă, cu un deficit bugetar deja semnificativ, cu o datorie care a ajuns la 50% din PIB. Proiecțiile indică și un deficit care ar putea să se ajungă undeva pe la peste 5% la finalul anului, dar estimările Comisiei Europene sugerează că mai degrabă acesta s-ar apropia de 7%, 6,9% susține Comisia Europeană. Ei bine, acest deficit atârnă foarte greu în bugetul național, pentru că statul va trebui să găsească bani pentru a finanța acest gap, această gaură. Banii aceștia îi va găsi cu siguranță din împrumuturi, iar împrumuturile atrag la rândul lor dobânzi. Dacă nu mă înșel, 3 miliarde, undeva pe la 3-4 miliarde de euro. Doar anul acesta statul plătește dobânzi pentru împrumuturile pe care le-a luat în alți ani. Iar această situație, evident, va degenera cumva în perioada următoare. Este important de spus că astfel de mișcare, o creștere a salariilor, o așteptam, o preconiza și Comisia Europeană în acest an. Însă mare atenție, și o să vorbim ora următoare la Telejurnal Matinal, despre ce înseamnă reducerea deficitului bugetar, ce ne așteaptă după alegeri, pentru că este foarte important. S-ar putea, de exemplu, să primim acum ceva bani la salariu dacă suntem în sectorul public, iar de la anul lucrurile să arate complet diferit. Dar discutăm după ora 8.